Bună seara și bun găsit la pilula de sănătate. Pentru ca organismul să funcționeze normal, este necesar un echilibru între minte, trup și spirit. Asta înseamnă yoga. Invitata mea din această seară, Ana Marin, este și ea un echilibru între tinerețe, frumusețe și competență. Bună seara, Ana! Bună seara! Mă bucur de prezența ta aici. Telespectatorii o să bucure de aspectul tău, dar și de beneficiile indicațiilor terapeutice tip yoga pe care tu o să le dezvolți în această emisiune. O să încep, Ana, pentru că m-am documentat înainte de a începe emisiunea, despre istoricul acestui fenomen, yoga, și se spune, istoria se pierde în negura timpurilor de 5-6 mii de ani, în sanscrit înseamnă legătură, joncțiune, da. Nu? Da. Și că ea de fapt a aparținut unei caste a nobililor la început, tocmai pentru a-i păstra puritatea, că abia după aceea ea a apărut în Occident, unde nu s-au respectat chiar principiile ei, s-a mers mai mult pe partea de posturi, de asane și mai puțin pe partea filozofică, da? Așa este. E, legenda spune că Shiva, că pe vremea când zeii trăiau pe pământ, că zeul Shiva cunoștea această metodă yoga pe care i-a împărțășit-o soției sale, Parvati, dar a fost auzit de un pește năzdrăvan, care după ce a aflat și zeul Shiva l-a văzut că i-a aflat secretul, a fost alungat de către zeu, iar el a migrat pe ape într-un trib de indieni cărora le-a împărtășit secretul și s-a transformat și el la rând în om. Legenda de fapt are un sâmbure de adevăr, să-i spunem, pentru că arată transformarea incredibilă pe care o poate face yoga. Așa este, într-adevăr. Yoga, de fapt, are trei principii. Și înainte de asta vreau să spun că în Europa ea a fost practicată de Schopenhauer, de Romain Rolland, iar la noi în România a fost prima dată termenul de yoga și despre yoga Mircea Eliade în celebra carte Maitrei, în Caietele Maharajahului, în India, deci iată că a pătruns și la noi. Și ea, de fapt, are trei principii fundamentale, da? Pe respirație, pe posturi, pe asane și pe dozarea efortului. Toate astea, de fapt, făcându-se pe o minte, nu, concentrată, pe atenția, exact. De fapt, și concentrarea minții. Spune-mi, cum ai trecut tu de la dans sportiv? Pentru că eu știu că tu ai fost, mi se pare, campioană, nu? Da. La dans sportiv, care este tot o mișcare, evident nu yoga, dar care ar putea îmbina elemente yoga la exercițiile tip yoga. A fost o întâmplare, ca să spun așa. Pur și simplu m-am dus la un curs mai mult împinsă de la spate. Eu făceam înainte, dar făceam doar partea fizică. Exercițiile, asanele. Atât, dar știm că yoga înseamnă mai mult. Exact. Și m-am dus la un curs. Acolo pur și simplu am simțit că m-am redescoperit. Am învățat ce înseamnă respirație, am învățat ce înseamnă să ai o minte echilibrată, am învățat ce înseamnă să te concentrezi, să rămâi conectat la persoana ta și am descoperit ce înseamnă yoga. Iar din acel moment am început să practic în fiecare zi și pot să spun că schimbările... Ai făcut cursuri de yoga. Da, cu siguranță, da. Ăla a fost primul curs pe care l-am făcut. Mai apoi am mers la diverse seminarii, workshop-uri, până în 2017, când mi-am făcut, când am mers și în India. Am dus direct la sursă, ca să spun așa. Dar, de fapt, prima școală în România, am înțeles-o că a fondat-o Ana Țupa, nu? Este Purna Yoga. Purna Yoga, da. Da? Da. Pe care da. A inițiat-o și care, vedeți, a devenit deja un fenomen aproape mondial, da. Doar că ei au ștergit foarte mult axându-se doar pe posturi și pe asane din metoda incredibilă yoga. Ea există, yoga de fapt în India este una din cele 6 școli tradiționale, exact. Da. Nu, care se practică chiar de mici copii, iar la noi a început să se practice yoga, de fapt, având fiind sub mai multe discipline, dar baza, de fapt, este Hatha Yoga. Exact. Nu? Baza tot este Hatha Yoga. Hatha Yoga are mai multe ramuri. Și de aici
fiecare practicăm ce simțim că ni se potrivește. Da, pentru că anumite ramuri se axează pe credința religioasă, da. Unele se pe concentrare, da. De aia însă, știi ce a deteriorat puțin imaginea yoga? Organizația MISA? Da, din păcate. Nu, din păcate și... Există legi și s-au și dovedit a fi eficiente în cazul MISEI și ea trebuie să fie privită ca o metodă care te echilibrează nu doar fizic, și ori mental. La noi asta primează asanele și posturile de, din moment ce există fakiri, există persoane care se decorporalizează, da. Ori nu asta este yoga pură și yoga adevărată, cea care ne face să fim într-un echilibru de trup și exact. Suflet. Cum ați spus, este, înseamnă legătură. Legătura dintre corp, minte și suflet. De asta e foarte important să reușim să le aducem pe toate la un loc. Într-adevăr, poate fi un pic mai greu în societatea noastră, mai ales în Europa, dar cred că cel mai important este să încercăm să facem lucrul ăsta. Pentru că cât am fost în India, am învățat să... inclusiv pe partea de posturi și de asane, să mă conectez atât de bine la persoana mea, la respirația mea, încât practic poți intra într-o meditație activă, dacă rămâi conectat la tine. Dar asta necesită timp și răbdare foarte multă. Citeam despre Hatha Yoga, Ana, că Ha este energia bărbătească a soarelui, energia pozitivă, da. Ta este energia lunii, feminină, negativă, dar receptivă, da. Da. Și yoga, care înseamnă asanele, de fapt este același principiu ca yin și yang în exact. Japoneză. Exact. Da? Întotdeauna da. Trebuie să existe un echilibru între minus și plus, nu? Da. Da. Asta este. Ce tip de yoga se practică, să luăm la nivel de Galați, că la nivel de țară încă nu cunoaștem? La nivel de Galați, eu cel puțin predau Vinyasa Yoga, parte din Hatha Yoga, mai predau și Ashtanga Yoga. Pe asta m-am axat eu. Dar care presupune ce? Partea de Vinyasa e o yoga mai ușor mai activă, mai continuă. E foarte important să... Și mai accesibilă celor care o fac? Da, mai accesibilă. Cea mai importantă regulă, ca să spun așa, este să îți conectezi respirația cu mișcarea. Orice mișcare se face fie pe inspirație, fie pe expirație. O să vorbim despre respirație, care este despre pranayama, ca asta exact, este, da? Exact. Vezi că știu despre yoga. I-am studiat-o ani în urmă. Am abandonat-o între timp, deși rău am făcut, pentru că, uite, mai suport niște consecințe. Yoga, de fapt, trebuie să devină un mod de viață exact. Și să nu fie doar niște întâmplări izolate în viață, pentru că atunci rezultatele nu sunt cele scontate. Cel mai important este să luăm yoga și în afara practicii. Adică dacă ne punem salteluța și facem câteva posturi, nu înseamnă neapărat că facem yoga. Ok, facem partea fizică, dar e important să scoatem și partea filozofică și partea meditativă și să o aducem în viața noastră. Atunci ajungem la un echilibru. Să începem cu respirația, pentru că orice exercițiu din yoga, indiferent cărei ramuri aparține, se începe cu respirația. Exact. Cum respirăm? Știm precis că respirăm prost. Da. Deci, nu respirăm abdominal, cum trebuie, singurii care respiră abdominal sunt nou-născuții, da. Dar și aici există niște teorii că fetițele, o parte din fetițe s-a constatat științific că nu respiră chiar pur abdominal precum băieței. Și se spune că natura, de fapt, a intervenit aici pentru că a prevăzut mama de mai târziu, când va avea burtică și nu va putea respira abdominal. Da,
Da, este... Da, este o explicație de tip yogin. Da, de tip yogin. Da. Așa, deci noi nu respirăm. Respirația, de fapt, să ne spui tu, inspirația, cum se face, reținerea aerului, expirația, dacă se face pe timp și nu s-a cadat că este o respirație de tip nervos, exact, atunci care este toracică și dacă se inspiră pe numărătoare, da, că unele discipline sunt pe numărătoare, care la început ar putea să creeze un disconfort, pentru că după care ea devine o rutină. Exact. Și nu ți se mai pare că este atât de greu, dar nu poți face un exercițiu corect dacă nu se face o respirație corectă. Corect. Și aștept să ne spui tu cum trebuie să facem respirație. Eu pot să spun că sunt un exemplu, pentru că deși am făcut sport de performanță, nu știam să respir. Niciodată nu am respirat bine. Chiar îmi aduc aminte că îmi țineam respirația în timpul concursurilor, în timpul dansului, și m-a afectat destul de mult. Mai apoi, când am început să învăț despre yoga, am început să fac exercițiile de respirație. Este foarte important ca expirația să fie dublă, deși poate fi ușor. În primul rând, Ana, noi nu respirăm corect, pentru că un spate a plecat în față, da, comprimă plămânii, da, și nu mai au capacitatea, au, dar nu mai au loc, pentru că îi comprim. E vorba de postură, da, exact. De postură, da. Și trebuie să inspirăm pe nas. Da, da? Exact. În să yoga, ținem aerul. Da, în yoga se inspiră și se expiră tot pe nas. În yoga așa se întâmplă. De asemenea, exact cum ați spus, să ținem aerul după inspirație. Dar și aici nu foarte mult, exact, pentru că da, există dioxidul de carbon, da, care poate da, fi toxic și aproape el te obligă să expiri. Să expiri, da? Da. E pur și simplu, sunt acele un moment în care inspiri. Da, dar și inspirația expiri. Este inspir pe nas, trebuie aerul să-l conduci mental, exact, nu? Și fizic până pe torace, până în abdomen, să vizualizezi abdomenul ca o minge care se da, umflă, da? După care păi ea de se obicei, dezumflă. Când facem exerciții, asta știi de ce, Ana? Pentru că emisiunea este o emisiune informativă, da, educativă, și e bine ca oamenii, cei care nu ajung la tine sau la alții practicanți de yoga, pot face lucrurile acestea acasă, da, care de fapt le aduce beneficii și după câteva respirații, se începe cu puține la început, după da, care da, ele cresc ca și intensitate și beneficiile chiar se văd, Ana. Da, cu siguranță. Sunt foarte multe beneficii. Când trebuie să ne gândim că respirația ne ține în viață și noi ajungem să nu-i mai respirația dăm importanță. Respirația întreține viața. Exact. Da. Iar noi ajungem din cauza diverselor probleme din viața noastră să nu-i mai dăm importanță. Lucru nu tocmai bun. E foarte important să conștientizăm abdomenul, cum ați spus, când pe inspirație se umflă abdomenul, pe expirație strângem, totul foarte încet și controlat. Da, să conștientizăm și, exact, exact ce se întâmplă. Și reluarea respirației normale, da, deși ea nu prea e normală într-un fel, da, ea trebuie să vină de la sine putere, nu trebuie noi a simți exact când trebuie să respiri normal, nu? Da. Ea trebuie să fie conștientă și să vină ca un răspuns firesc al organismului. Exact. Nu? Cu cât practici mai mult, cu atât corpul va vedea o normalitate în respirația din abdomen și nu respirația agitată pe care o facem zi de zi. Adică practica e cheia succesului, ca să spun așa. Poate fi greu la început, e normal. Orice este greu la început când nu suntem obișnuiți, dar încet, încet corpul se obișnuiește. De asemenea, am mai citit, Ana, că nu trebuie să exagerăm în posturi. Ele se încep cu câteva la început, da, și abia după ce le-ai însușit pe cele pe care le-ai început, să treci la a doua serie de asane, de posturi, la a treia, la a patra, da, până le însușești. Deci nimic nu trebuie exagerat, exact, pentru că exagerarea nu duce... Efectul este exact invers. Exact. La exagerare. Da. Deși să știi că sunt anumiți detractori ai fenomenului yoga, care nu sunt de acord cu câteva din posturile, cel puțin cu plugul, că este okay, o postură, da, plugul care spune că solicită foarte
foarte mult coloana, cei cu probleme de coloană, probleme destul de grave, să spunem, nu trebuie să-l practice până nu-și rezolvă medical problema, și că statul concentrat într-o anumită postură, de fapt, comprimă organele de secreție internă și atunci ele au o hipersecreție. Cu prima parte sunt de acord în ce sens. Într-adevăr, sunt posturi care nu sunt recomandate nici începătorilor, ci inițiațiilor. Exact. Sau persoanelor care au diverse probleme în anumite zone ale coloanei, de exemplu. Dar asta nu înseamnă că nu putem ajunge să le facem. Am foarte multe persoane care vin la clasele mele cu diverse probleme la coloană și încet, încet, în timp, lucrurile au început să se rezolve și de la niște persoane care nu reușeau nici să stea cu picioarele ridicate spre tavan, acum fac postura plugului fără absolut nicio problemă, fără absolut nicio durere. Și cumva cred că e important să avem un echilibru și să ne cunoaștem corpul și să-l ascultăm. Corpul ne spune dacă o postură nu e în regulă pentru noi în acel moment. Poate mâine va fi ok, dar poate azi nu. Și e important să-l ascultăm și să ne ferim de partea cu ego, ok, dar cel de lângă mine face, dar eu de ce nu pot să fac? Da, acolo nu e o competiție. Exact. Nu e o competiție, trebuie să ne ascultăm și să fim... Suntem diferiți, exact. Avem posibilități diferite de concentrare, da. Posibilități diferite de a face un exercițiu și atunci trebuie, așa cum spui tu, să-l adaptăm, da, la nevoilor noastre. Plus, fizice și psihice. Exact. Nu? Plus de asta, mișcarea vindecă. Asta e una dintre reguli. Mișcarea te va vindeca. Mișcarea înseamnă viața articulației, așa, da, spun medicii. Da. Ortopezi și nu numai ei. Da. Se spune că cel mai bun prieten al omului este câinele, pisica și alte animale. Dar eu spun că cel mai bun prieten al omului este durerea, pentru că ea ți arată că ai o problemă. Da. Și atunci când faci exerciții, da, o depășire, o exagerare, apare durerea și ți arată că ai depășit posibilitatea ta din momentul acela, exact, de a face acel exercițiu. El se poate modifica odată cu antrenamentul și să nu mai ai acea durere, dar în acel moment te atenționează, este soneria noastră interioară, exact, care ți arată că nu e în regulă. Și trebuie, da, să te oprești. Ca să vezi organismul cât de perfect este construit și fizic și psihic, da, încât să te atenționeze, să-i spunem, atunci când lucrurile nu sunt cele firești. Pentru că în yoga asta înseamnă să faci exercițiile firești, nu? Da. Fără niciun fel de exagerare. Da. Spune-mi ce boli vindecă mai spectaculos, pentru că de fapt yoga aproape că nu are contraindicații, are câteva contraindicații la cei cu operații recente, la cei cu afecțiuni cardiace. E normal, nu? E normal. Și e normal. E normal. Cum am mai spus, poate astăzi nu putem face anumite posturi din diverse motive. Sunt persoanele care, nu știu, au tensiunea mare și nu e recomandat statul în cap, de exemplu, ca și postură. Sunt persoane care au probleme în zona cervicală a coloanei și atunci nu e recomandată lumânarea ca, da, și postură. Dar asta nu înseamnă că peste o săptămână, o lună, un an nu vor putea ajunge să facă posturile, da, pentru că organismul adaptat, exact, încetul ca aici, baza de fapt este festina lente, grăbește-te încet. Da. Da. El, să organismul să perceapă, de fapt mintea să perceapă exercițiul și să-l conducă către trup, care execută întotdeauna comenzile minții. Exact. Nu? Deci nu pot să spun că ar avea o contraindicație majoră, în sensul că ar fi ceva ce nu se poate rezolva. Eu personal nu am întâlnit până acum. Ce afecțiuni, în general, afecțiunile astea osteoarticulare, nu? Da. Sunt cele mai vizibile. Da. Ca și, să spunem, neapărat tratament, dar ca mod de îmbunătățire a statusului, nu? Da, da. De obicei... pacientului sau voi numiți clienți, nu? Da, clienți, studenți uneori, depinde de...
că... Tot pentru telespectatori sunt anumite metode care și indicate, de fapt, în yoga, pe care trebuie să le faci. De exemplu, ne scolăm dimineața, da? Da. Ne facem igiena mentală, pentru exact. Că începem o nouă zi, o începem optimist, da? Da. Niciodată nu e ne gândim important. Că astăzi nu fac, mă doare capul, că astăzi eu știu ce alt organ, că astăzi am foarte multe probleme, deci trebuie să ne deconectăm, exact. Nu de la o concentrare masivă a minții pe problemele din ziua respectivă. Nu este ușor. Nu este. Eu personal recomand ca fiecare să ne spunem dimineața câteva afirmații pozitive și alegem. Poate fi, nu știu... Sunt sănătos, sunt vesel, exact. sunt fericit, sunt bine. Astăzi îmi reușesc să fac tot ce am propus. Exact. Și tot îi spun că nu trebuie să grăbim lucrurile și dacă nu reușesc, spunem și mâine e o zi. Exact, nu? Exact. Și cred că asta ne va schimba ziua cu siguranță mai bine. Tot yoginii spun că trebuie să ne curățăm corpul și fizic, da? Da. Una din ele este să curățăm nările. Da? Da. Cum le curățăm? Este o metodă din yoga. E un... cum să spun? Un aparat special. Nu e chiar aparat. Îmi cer scuze. Apă cu sare. Cu sare. Exact. Și se inspiră pe rând. Da. Pe rând. Și trebuie în așa fel încât apa să ajungă în gură, deci să nu o înghițim, dar să ajungă tocmai ca să spele tot traseul, da? De la nas până la gură. Apa trebuie să fie călduță. Călduță. E o metodă foarte bună, mai ales pentru problemele care au pentru persoanele care au probleme. Dacă faci curățarea nărilor zilnic, cu siguranță respirația va deveni mult mai bună. E o metodă foarte... Și de asemenea limba trebuie curățată. Exact. Da? Da. Și se bea apă călduță. Da. Pentru hidratare. Da. E foarte importantă apa călduță în general în viața noastră, deși... Deci este total contraindicată apa rece. Da, adică corpul nostru este cald. Dacă îi dăm apă rece... E un șoc. Exact. Organism. Și el reacționează ca atare. Da. Va încerca să-l respingă până îl va încălzi. Că se va încălzi. Da. Plus că dacă după yoga, de fapt yoga are și ea câteva reguli pe care o să le spunem. Nu se face că după ce ai mâncat copios... La două ore, nu, clar. La masă, contează foarte mult alimentația, este dar o să ajungem și acolo. După care trebuie să facem câteva mișcări, deschidem fereastra, se face în liniște, aer curat, nu? Da. Și tot așa nu este indicat un spațiu foarte strâns, ci trebuie să ai... La fel de important este să fii îmbrăcat lejer, să nu fii constrâns, nu? Exact, de niciun cordon, de niciun guler. Să organismul trebuie să fie liber. Liber, exact la cuvântul ăsta mă gândeam și eu acum. Da. E foarte și după important. Care se fac câteva mișcări de respirație întâi și după aceea să ne spui tu câteva exerciții pe care le poate face toată lumea acasă. Dimineața. Să ne meargă bine și ca organismul să-și reintre ușor, ușor în activitatea de peste zi. După exercițiile de respirație, după exercițiile de pranayama, cea mai ușoară... E salutul soarelui. Exact. De salutul soarelui. Este... Include 12 exerciții, 12 posturi. Care nu sunt foarte grele, sunt nu atât sunt de firești. Nu sunt grele deloc, da. Vin natural, chiar vin natural, spun. Pentru că după somnul de noapte, unde nu toți dormim foarte destinși, nu? Da. Funcție de vise, funcție de probleme, nu, suntem mai contractați și atunci aceste exerciții nu fac decât să destindă. Exact, da? Exact, da. Dar știi că unii yoghini spun de fapt că trebuie să privești soarele dimineața, nu privești chiar vara când soarele este foarte puternic, mai mult de câteva secunde direct în centrul soarelui, pentru că poate ataca știi, mucoasa conjunctivală și ochiul în general, și trebuie să te gândești atunci când faci salutul soarelui
că te umpli de energia solară. Exact. Că soarele îți luminează viața, îți luminează calea, îți luminează organismul și așa cum el este dătător de viață, nu? Da. La fel îți va da și ție sănătate, bucurie, energie. Da. Deci trebuie să vizualizezi mental lucrul acesta, da. Nu? Totul se întâmplă mental. Dacă facem doar posturile fără și ne gândim în altă parte... Aia este gimnastică. Exact. Nu, nu e nici yoga, nu e... Da, exact, gimnastică, aerobic. Da, e o mișcare. Da. Dar nu o mișcare conștientă și o mișcare de la care să ai rezultatele pe care le ai dacă le-ai face conștient. Exact, exact. Mm. Totul se schimbă în viața noastră dacă într-adevăr conștientizăm fiecare lucru pe care îl facem și nu facem totul din inerție, cum din păcate... Tot anticii spuneau minte sănătoasă în corp sănătos. Da. Și începeau cu mintea, pentru că de aici pornesc toate, știi? Clar. Mintea dirigează tot. De asemenea, se spune că atunci când dormim, este bine să ne destindem, da? Să întindem articulațiile, da. Să nu dormim ghemuit, pentru că este o concentrare și atunci apare și insomnia, pentru că pe o concentrare se instalează insomnia. Și de regulă să dormim pe partea dreaptă, da? Pentru că ajută digestia și să ne trezim pe partea stângă, pentru că se definitivează procesul de digestie, exact. Și pe partea stângă este asimilarea, da? Exact. Chiar eu v-am spus că predau și Ashtanga Yoga. Ashtanga este sunt mai multe serii pe care le faci tot timpul la fel. Și tot timpul se începe cu partea dreaptă, a doua parte a stângă. Și tocmai din cauza asta, pentru că în yoga este foarte importantă digestia. Multe posturi ajută la digestie și automat facem totul ca la carte. Dreapta. Spunem femeile însărcinate, pentru că ele pot face yoga. Da, da, cu siguranță. Și care le și ajută în procesul nașterii. Da. Nu? De la câte luni și până când? De fapt, de când e însărcinată, probabil până pe aproape exact, de câte luni. Exact. Nu are contraindicații. Atât timp cât este o sarcină fără probleme, yoga se poate face fără nicio contraindicație. Revenind la respirație, asta o facem acasă, conștient, controlat. Dar cum facem pe stradă, Ana? Pentru că pe stradă ne grăbim, suntem atenți pe unde mergem, suntem atenți că ne salută un prieten, o cunoștință, vedem o vitrină și atunci nu mai conștientizăm cum respirăm. Devine o rutină, da, în da. Timp? Eu sunt de părere că da. Cum am mai spus, mă consider un exemplu pentru că nu știam să respir înainte. Nu mai pot respira altfel. Acum, după câțiva ani, deja mi-a intrat în reflex. O respirație făcută corect, de fapt, spune că chiar dacă faci o activitate, să spune, care te solicită mai mult, nu te simți obosit? Exact, da. Da, pentru că oxigenezi foarte bine. Da, da. Plămânii, organele. Da. Și atunci ele reacționează în alt mod decât când ții bioxidul de carbon sau respirația aceea sacadată, care de fapt spune că este foarte mare consumatoare de energie. Așa este. Așa este și e foarte stresantă. Sigur. Deci ne gândim de ce suntem stresați. Dacă în orice moment ne simțim stresați, dacă ne luăm un minut și să ne relaxăm și să ne conectăm la respirație, garantez că stresul dispare. Spune-mi, cei care vin la la tine, da. Să te luăm pe tine, de exemplu, ei vin cu niște, unii vin cu niște păreri preconcepute, alții vin și vor niște rezultate peste noapte, nu? Și dacă nu au așteptările rapide și imediate, unii abandonează. Cum faci? Pentru că aici înseamnă răbdare. Da. Nu se face. Cum faci să-i convingi? Pentru că tineretul este mai nerăbdător, să spunem. Cei de o anumită vârstă sunt oameni care întâi judecă lucrurile, nu? Au și răbdare să aștepte rezultatele, iar tinerii sunt puțin mai nerăbdători. Cum îi convingi, de fapt? Îi conving rezultatele sau faptul că văd de pe o zi pe alta că se îmbunătățesc anumite lucruri? Majoritatea văd îmbunătățirea lucrurilor. Într-adevăr, este un proces lung. Este un proces care necesită multă răbdare. Dar mici schimbări
putem vedea în fiecare zi. Poate că astăzi dorm mai bine, poate că mâine simt că digestia este mai bună, poate că poi mâine, nu știu, mă simt, nu mă mai doare spatele. Procesul este lung, dar în același timp putem vedea mici schimbări în fiecare zi și asta îi convinge pe oameni să rămână și să-și continue practica. Ce alte tipuri de yoga se mai practică la Galați? Se predă hatha clasică, din câte știu, yoga prenatală. Cam astea sunt. Altele nu. Bine, acum au apărut tot felul de, nu știu, acro-yoga sau, dar deja nu mai e yoga, deja e gimnastică. Și atunci, cine rămâne pe clasic? De fapt, asta a stricat doctrina yoga occidentul, da. Care l-a adaptat, poate, stilului de viață occidental, care are alte principii filozofice, da. Nu? Și l-a adaptat, dar nu a făcut decât să daune. Exact. Acestei metode și ea să fie practicată curat și pur, doar în ashrame, nu? Exact, da. Ce am observat eu, yoga a luat amploare și probabil asta este unul din motivele pentru care asociem yoga cu diverse tipuri de mișcare. Pentru că lumea vrea să vadă ce înseamnă yoga și atunci punem acro-yoga, care de fapt nu e yoga, e gimnastică sau, nu știu, sunt o grămadă de alte ramuri. Dar care nu știu dacă sunt recunoscute de federațiile astea, nici nu știu dacă spun federat pentru că yoga nu este un sport, este incorrect spus. Da, da. Sunt... De exemplu, de școlile tradiționale, da, care nu cred că le-ai înglobat ca și metode yoga. Nu. Absolut deloc. Singurele acreditări care se dau sunt pentru hatha, ashtanga, vinyasa, in yoga, prenatal și cam atât. Astea sunt, de fapt, ramurile din hatha yoga clasică. Hatha yoga sau tipul de yoga, da, care îl faci tu și colegii tăi, trebuie să existe un spațiu între un individ și celălalt, da, nu? Da. Și trebuie să fie liniște, da, nu? Pentru că trebuie să te concentrezi și să-mi spui cam cât durează un ciclu de posturi yoga, astfel încât ajuns acasă, ele fiind însușite în mod corect, să știi că ai deprins asanele de bază care să-ți confere un statut de om echilibrat, să-i spunem așa, că sănătos, să nu spunem că suntem prea pretențioși. Da, da, e foarte important atmosfera din timpul practicii. Dar te poți concentra, Ana, nu e ideea de competiție, pentru că nefiind singur, eu am citit că yoga adevărată în ashrame se face de unul singur, nu există nimeni în jur, ești tu cu natura, bineînțeles, în natură, spațiu verde, aer curat, nu zgomot, da, în jur, în care chiar este o comuniune între tine și natură. Da. Și atunci te poți concentra. Dar în aceste săli, unde mai sunt și alte persoane, trebuie să ai o putere de concentrare foarte mare, pentru că fără să vrei, tragi cu ochiul la celălalt, nu? Într-adevăr. Sau asta înseamnă, de fapt, să te poți concentra atât de bine, exact, încât să te simți singur, nu? Acolo trebuie să ajungem. În momentul în care ne concentrăm doar pe respirația noastră, doar pe corpul nostru și nu mai vedem ce se întâmplă în jur, acolo trebuie să ajungem. În cât timp ar învăța bazele unor posturi care să îi confere flexibilitate? Depinde de fiecare individ în parte, depinde de mulți factori, dar să spunem că în mare... Dar și de posibilitatea lui de a asimila, da? Exact, că suntem diferiți. Exact, clar, cu siguranță. În mare,
pentru unele persoane o lună este suficient cât să asimileze bazele. Asta de câte ori pe săptămână? Trei ori, cel puțin. Pe mine yoga ai recomandat să o facem fiecare zi. Sunt persoane care, nu știu, pot asimila în trei luni. Depinde. Nu e un... o perioadă de timp clară. Depinde de fiecare în parte. Cât de repede crezi tu că marea majoritate a oamenilor vor încerca să respire, măcar să respire corect și să practice câteva din exerciții, pentru că, vezi tu, noi în vârtejul ăsta al activităților avem două, trei joburi. Mai avem acasă familie, copii, trebuie să te duci să le iei de la școală, ești într-un dute vino permanent și rămâne mai puțin timp pentru noi, deși asta, da, sigur că e discutabilă situația, dar yoga te disciplinează astfel, da, încât să poți să le faci pe toate, dar chiar să imprimi familiei tale un ritm de viață care să-ți asigure să le rezolv pe toate, și la serviciu și acasă. Deci trebuie să existe o disciplină, nu? Da. Or, asta se dobândește făcând yoga. Da. Ți-au spus cei care vin acolo că au sesizat aceste aspecte în viața lor și a familiei? Da. Pot să spun că am avut norocul să întâlnesc persoane care vin la mine de câțiva, de 2 ani. Adică și se țin de practică și tot timpul îmi spun că li s-a schimbat viața, că au început să își facă mai mult timp pentru ei, că au început să fie mai echilibrați, au început să acorde mai multă importanță, cum să spun, sufletului. Și nu doar să alerge toată ziua după, nu știu... Sufletul pe care îl consideră parte integrantă. Exact. Că până acum ne gândeam, luăm exemple cotidiene, să nu mă îngraș, nu? Da. Știu eu să am o sănătate bună, dar ele erau doar la nivel declarativ, da, nu erau însumate mental. Exact. Ori asta acum se, da, face. Și, da, însumat mental, plus asanele care nu sunt, care sunt foarte importante. Da. În primul rând, sunt foarte importante să le faci în mod corect. Da, clar. Pentru că dacă o faci asana, greșit, o postură, exact, riști să te accidentezi, riști să faci mai mult rău decât bine. Exact. De asta este foarte important măcar la început să practici alături de cineva care a făcut o școală, care știe despre ce este vorba, pentru că sunt persoane care au făcut singure, neștiind nimic, și au făcut posturile greșit și mai mult rău au făcut decât bine corpului. Ana, sunt și anumite cărți. Eu ți-am zis că eu am niște cărți foarte vechi de yoga, da, să ți le aduc să le vezi, și în care explică extraordinar de bine posturile, toate, de fapt sunt mai multe cărți scrise de specialiști și vechi. Da. Vechi, care n-au venit ajustările din Occident. Uh-huh. Știi, sunt exact. Și care pot fi un ajutor. Cu siguranță, pentru că, da, sunt oameni care, poate datorită timpului, poate, da, datorită situației financiare, exact, pot ajunge. Deși, dacă dorim, putem. Ne putem oricând, face. Dar, să spunem, da, pot citi, pentru că există cărți informatoare, și dacă te duci la un instructor de tip yoga, exact, și îți lămurești anumite probleme cu aceste posturi, da, ele se pot face acasă, și acasă. Iar atunci, clar, când simți că rezultatele nu sunt cele, înseamnă că ai greșit undeva. Atunci te duci, te consulți cu instructorul, da, și iată că se poate face și fără o posibilitate financiară. Sigur că da. Nu? Sigur că da. E foarte important să știm să cerem ajutorul, exact, când e nevoie. E foarte important să știm să cerem o recomandare, pentru că sunt atât de multe cărți, atât de multe filmulețe pe YouTube. Informația există peste tot. Da, dar nu știm care este informația corectă.
De asta e important să cerem un sfat înainte, dacă vrem să practicăm acasă, și cu siguranță se poate, de putut se poate. De la ce vârstă se poate face? Pentru că în Occident există o cu totul altă opinie. În India, fiind o filozofie de viață, ei o fac de mici. Da. La noi nu există asta, pentru că spun copilul trebuie lăsat să se dezvolte, el se va dezvolta armonios sau mai puțin armonios, funcție de ce tip de mișcare face, dar de la după vârsta de 15 ani, așa spun unii specialiști, ea ar trebui și în România sau în Europa, în Occident, ca să-i spunem. Și foarte important este că foarte mulți din medici recomandă yoga. Da, așa este. Sincer, din punctul meu de vedere, yoga e recomandată. Sunt de aceeași părere ca cei din India. Putem face de mici yoga, chiar am avut mulți copii care au venit la clasele mele. Da, e foarte important de mici, după părerea mea, pentru că îi învață să respire corect. Exact. Îi ajută să se dezvolte armonios. Le schimbă viața, din punctul meu de vedere. Le poate schimba viața. Chiar acum este o mișcare, să spun așa, un program care vrea să promoveze yoga în rândul copiilor. Tocmai pentru că încercăm să-i facem pe părinți să nu se mai ferească să-și... Dar știi de ce, Ana? Pentru că mulți din părinți au văzut fenomenul blamabil yoga misa și gândul lor merge mult mai departe văzând ce s-a petrecut acolo în... eu nici nu știu cum să o numesc, organizație, MISA. Organizație, da. Pentru că yoga nu o pot numi, yoga pură nu era. Și de teama de a nu cădea pradă unor capcane, de tip yoga, atunci sunt mai reticenți. Așa este. Faptul că verifici. Nu? Da. Verifici locul unde se face, le verifici concepțiile despre yoga, perceptele lor despre yoga, verifici copilul acasă, ce a învățat, ce i s-a cerut, atunci ai controlul, nu? Exact. Și poți să-l lași să practice yoga, pentru că, așa cum spuneai, nu face decât să-l ajute și să-l dezvolte armonios. Da. Când se face, de fapt, yoga? Când este mai bine să faci yoga? Dimineața sau seara? Yoga se face, din câte știu eu? Poți face oricând. Într-adevăr, e mult mai bine. Se spune că e mult mai bine să faci dimineața. Îți începi ziua într-un mod pozitiv. Dar poți face fără probleme și seara. Adică poți face oricând. Cum ajunge, Ana, practicând yoga, așa cum este acum denumit termenul acesta de zen? În primul rând, te ajută să te cunoști mai bine. În momentul în care reușești să te conectezi cu respirația ta, că ne întoarcem la respirație. Este de nelipsit orice activitate, nu numai yoga. Da. Doar că trebuie să o facem corect. Da. În momentul în care reușești să o conștientizezi, imediat te calmezi, dispare stresul. E normal, toți avem zile stresante, toți avem probleme, dar trebuie să... Le privești altfel. Exact, le gestionezi altfel, conștientizezi faptul că tu ești mai mult decât gândurile, emoțiile pe care le ai. Că e normal, trăim într-o societate, suntem înconjurați de oameni, dar noi suntem mai mult de atât și noi singuri ne putem dicta starea. Pur și simplu... Deci, Ana, ne concentrăm atenția doar pe probleme, nu ne concentrăm atenția și pe soluții? Ori asta face yoga, exact, nu? Exact, exact. Ne ajută să nu mai fim atât de ancorați în problemele noastre și în stres. Pur și simplu ne ajută să respirăm, să ne calmăm și să găsim o soluție calm. O să-ți dau un exemplu, nu știu cât urmărește Exatlonul, dar mă mai uit din când în când la Exatlon, pentru că acolo văd și fenomene de bullying, dar văd și fenomene de yoga. Atunci când ajung, după ce fac traseul și ajung la final, unde trebuie să arunce cu cercuri, cu minci, cu ce e atunci în momentul respectiv,
Li se indică de pe margine de către instructor, respiră, respiră. Și am observat, cei care sunt agitați, respirația aceea toracică nu finalizează cum trebuie, că se duc mingile sau cercurile în toate direcțiile, iar când încep și respiră, de fiecare dată punctează acolo. Iată cât de importantă este respirația. Da, deci este un exemplu practic care poate fi urmărit la televizor, ca să vezi de o modalitate în care dacă, și nu mai spune respiră și calm, dacă ai observat. Da. Calm și respiră. Deci este concentrarea și respirația. Da, îți oferă claritate în tot ce înseamnă viața, inclusiv când arunci cu ceva la țintă sau când vrei să găsești o rezolvare pentru problemele tale. Respirația îți oferă claritate și de fapt asta ne învață yoga. Să respirăm, să acceptăm și să găsim soluții calm. Calm și nu imediat. Exact. Pentru că sunt situații, sunt situații în care mi-am scos aici, Ana, ca să nu greșesc cumva dintre beneficii, pentru că nu sunt deloc de neglijat. Uite, celebrul Dr. Oz a spus că 15 zile de făcut yoga în Statele Unite au scutit statul american de $200 pe zi pe pacient. Da. Uite ce beneficiu. Așa e. Ce beneficiu la nivel de economie națională, să spunem așa. În Times Magazine, 4 săptămâni de practicat yoga înseamnă mai mulți anticorpi, iar în intervențiile chirurgicale sângerări mai puține. Da. Undele electromagnetice emise de creier cresc după doar o ședință de yoga. Emisfera dreaptă emite mai multe unde alfa, iar la cei deprimați, undele alfa sunt de fapt pe partea stângă. Da. Unde nu este. Da. Uite câte, deci numai câteva beneficii și ce succes poate avea un exercițiu de tip yoga. După 10 zile de yoga, copiii își îmbunătățesc memoria cu 80%. Fantastic. După 8 zile, copiii care au astm li se îmbunătățește starea tocmai pentru că e respirația care trebuie. Exact. S-a demonstrat științific că hipocampusul, responsabil de amintiri și memorie, este mai dezvoltat la cei care practică yoga. Dezvoltă celulele creierului, crește coeficientul de inteligență. Da. Yoga, aici părerile sunt împărțite, să-mi spui dacă este așa. Zice că yoga este mai bună ca plimbatul pentru că ea crește nivelul GABA, care scade anxietatea. Eu sunt de acord. Da, pentru că totul pornește în corpul nostru, totul pornește de la minte. În momentul în care suntem liniștiți, lucrurile deja capătă altă formă. Deci, da, beneficiile sunt extraordinare. Și altele, ca să arătăm paleta multilaterală, să zicem așa, a exercițiilor yoga, îmbunătățește flexibilitatea de care noi am discutat, da. Dezvoltă forța musculară. Da. Păi cum dezvoltă forța musculară? Doar prin exerciții, așa că aici nu ridici nici greutăți, iar yoga nu este stretching. Practic lucrezi cu greutatea corpului, propriului tău corp. Mulți au senzația că yoga, că beneficiile fizice sunt doar pe partea de mobilitate, flexibilitate. Nu este așa. Într-adevăr, dezvoltă forța musculară. Sunt multe posturi care te ajută să-ți dezvolți musculatura. Nu vorbim de dezvoltat la nivel... Așa ca la steroizi, exact, nu? Da. Este o dezvoltare armonioasă. Exact, da. Vorbim de forță și nu de fizic neapărat, adică mușchiul nu o să crească. Așa, gonflabil. Da. Structurează, zice, postura corpului și asta, da e, cu siguranță, e clar că o structurează. Îmbunătățește respirația, am vorbit, întărește sistemul cardiovascular, bine, nu atunci când sunt stenturi și afecțiuni foarte grave, pentru că atunci trebuie să ai acordul medicului, slăbește. Da. Bine, dacă e corelat cu alimentația corespunzătoare. Asta vreau să spun.
Alimentația la slăbit e cea mai importantă. În insomnii, în dureri lombare și în dureri articulare. Da. Ce? Pentru că, de fapt, crește flexibilitatea, nu? Da. Și atunci se îmbunătățesc. Cum am reușit noi, ca și națiune, să fie un mod de viață yoga și nu doar exercițiile yoga, ci toată filozofia yoga? Suntem pe final de emisiune, da. Așa că aștept un răspuns mai scurt. Cel mai important este să fim deschiși. În momentul în care suntem deschiși, altfel integrăm în filozofia noastră yoga. E important să fim receptivi la ce se întâmplă în jurul nostru și e important să ne ascultăm pe noi. Sunt sigură că pe viitor yoga va lua din ce în ce mai multă amploare și chiar cred că oamenii vor deveni din ce în ce mai interesați de yoga pentru că vor conștientiza într-adevăr beneficiile care vin la pachet. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc. Sănătate, seară bună! La revedere!